Personal am o dorință foarte mare. Dumneavoastră, moldovenii din diasporă, să veniți înapoi acasă. Să vă deschideți noi afaceri, să investiți. Împreună doar putem și trebuie să creștem Moldova. Avem o datorie față de familie și țara în care am crescut. Vreau să avem un dialog. Mă interesează părerea dumneavoastră, experiența dumneavoastră, contribuția dumneavoastră. Suntem hotărâți să ridicăm țara și să o aducem în punctul în care pe orice meridian vă veți găsi să puteți spune cu tărie că sunteți mândru, că sunt moldovan. Scopul nostru este de a aduce oamenii împreună. Dorim, de exemplu, să nu mai existe asemenea momente, clișeu, când doi moldoveni șoptesc unul altuia într-un mijloc de transport public în străinătate, pentru că l-au auzit pe al treilea, vorbind la telefon în aceeași limbă, și au realizat că poate îi aude și îi înțelege. În cadrul misiunilor noastre dorim să promovăm acea căldură și deschidere sufletească pentru care moldovenii sunt faimoși. Deseori, fiind acasă, observ că vorbim și probabil că gândim la nivel de probleme. 7 ani în regatul țărilor de jos au valorificat o altă tendință. Noi acolo vorbim la nivel de soluții. Când fiind în Olanda, citesc și privesc știrile despre fenomenul migrației, deseori aud conotația fenomenul migrației din Republica Moldova este perceput ca o problemă majoră pentru societatea moldovenească. Consecințele migrației sunt văzute deseori prin prisma capacității de forță de muncă și transferul remitenților acasă, care cu certitudine sunt o injectare nu mică în economia țării. Dar haideți să vedem care este soluția. Pentru mine soluția este valorificarea potențialului intelectual al diasporei de către cetățenii din țară și din străinătate. Sunt Tamara Șchiopu, Asociația Vatra din Marea Britanie. Deci eu vreau să mă adresez direct domnului prim-ministru. Suntem la curent cu procesul de reorganizare a organelor de stat. Ne dăm seama de necesitățile de a reduce cheltuielile, dar vreau să repet și mesajul Dorinei că acest birou a devenit o punte scurtă și deschisă între diasporă și statul Republicii Moldova. Și de asta ne dorim foarte mult să fie păstrat așa în libertatea și flexibilitatea potrivită pentru această instituție și în viitor, să nu dispară undeva într-un minister sau într-o direcție, știind că biroul este o organizație de stat, guvernamentală, guvernul fiind politizat, mă rog, cu regret sau nu, nu ne facem iluzii că acest birou va rămâne sub influența guvernului. Dar asta nu exclude profesionalismul și loialitatea față de diasporă.